Salut și bine v-am regăsit! În acest clip o să vă arăt cum să vă măsurați voltajul de la priză. Dacă aveți un aparat de măsură ca acesta al meu DT9205A, trebuie să pornit de aici, setat la curent alternativ, acesta este semnul, dat la 750, dacă aveți și 1000, puteți să-l dați pe 1000. Cele două cabluri trebuie conectate, unul cel roșu aici pe volți on, unde este semnul, și aici pe com. Iar capetele lor trebuie introduse în priză. Cu grijă, bineînțeles. De ce fac chestia asta? Mai devreme mi-a venit mie să măsor voltajul din priză și ce am văzut? În loc de 240, să zicem 250, cu toate că ar fi mult, am descoperit 260 de volți, chiar 270. Și zic, băi, ar părea cam mult. Mai ales că toată aparatura pe care o avem este inscripționată cu 230-240. Am mai văzut și 250. Și zic, na, să vedem care e treaba. Deci, cât e în priză. Acum o să măsor și voltajul. Am reușit să conectez cele două cabluri. Avem 270 și ceva de volt, 275. În priză am două frigidere, doar unul merge, cam un consum de 60 de W și tot nu este o scădere locală. Acum, o fi bine, o fi rău, aparatele mele nu au pățit nimic de prin casă, niciunul. Aparatul ăsta meu indică bine că am mai măsurat și alte chestii cu el. Și cu ocazia asta vreau să vă întreb voi ce tensiune aveți, dacă aveți un aparat de măsură și puteți să măsurați cât vă dă Enel la priză sau ceilalți furnizori de energie electrică din alte zone, să lăsați un comentariu cu voltajul pe care îl descoperiți. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!